această ședință a structurii centrale de conducere a luat câteva decizii importante. Prima dintre ele este o decizie referitoare la stabilirea coordonatorilor echipelor de campanie a Partidului Național Liberal. În ceea ce privește alegerile locale, vicepreședintele Florin Roman va asigura conducerea echipelor de campanie. Pentru alegerile europarlamentare, șef al echipelor de campanie va fi domnul europarlamentar și prim vicepreședinte Rareș Bogdan, iar în ceea ce privește proiectul prezidențial, pe care evident ni-l dorim și pentru care încă de pe acum ne pregătim, domnul prim vicepreședinte Dan Motreanu va asigura conducerea echipelor de campanie. Următoarele decizii s-au luat în legătură cu candidaturile. S-a stabilit în cadrul coaliției candidat comun pentru Consiliul Județean Timiș din partea Partidului Social Democrat, iar municipiul Timișoara va avea candidat pentru funcția de primar din partea Partidului Național Liberal. Organizația Brașov va avea un candidat comun din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de președinte al Consiliului Județean, iar situația de la municipiu, cred că este o greșeală aici, e vorba de un candidat comun pentru municipiul Brașov, urmând la Consiliul Județean să meargă separat. La Bacău, candidat comun pentru municipiul Bacău, din partea Partidului Social Democrat, iar la Consiliul Județean, candidat propriu al Partidului Național Liberal. Pentru oferta noastră politică în județele Covasna, Galați, Gorj, Sibiu și Vrancea s-au luat următoarele decizii. Domnul Stelian Olimpiu Florian, candidat la președinția Consiliului Județean Covasna, domnul George Stângă, candidat din partea Partidului Național Liberal pentru Consiliul Județean Galați, domnul Atanasiu Onuț Valeriu, candidatul PNL pentru primăria municipiului Galați. La Gorj a fost desemnat candidat pentru Consiliul Județean domnul Ion Iordache, iar pentru primăria orașului Târgu Jiu, domnul Iulian Popescu. La Sibiu, Daniela Câmpean, actuala președintă a Consiliului Județean, în mod evident va concura pentru a-și reconfirma funcția, iar domnul Adrian Bibu la primăria municipiului Sibiu. Vrancea, Dragoș Ciubotariu va candida pentru președinția Consiliului Județean Vrancea, urmând ca domnul Valeriu Rezmeliță să concureze pentru primăria municipiului Focșani. Pentru Organizația București s-au stabilit ca date pentru organizarea consiliilor de sector și Consiliului municipiului București, 8 aprilie, consilii de alegeri pentru sectoarele 1, respectiv 4, 10 aprilie, urmând a fi data pentru organizarea Consiliului de alegeri a structurii de conducere a PNL București. În ceea ce privește organizația Timiș, Biroul Politic Național a stabilit demiterea domnului Alin Nica din funcția de președinte al organizației și numirea unui președinte interimar al acestei organizații în persoana domnului Vasile Blaga. Totodată s-a stabilit dizolvarea Biroului Județean de Conducere a Organizației Timiș, structura interimară numită în această seară, cuprinzându-i pe cei 43 de primari al organizației PNR Timiș, alături de primarul Nicolae Robu, evident președintele organizației domn Vasile Blaga, cei doi deputați de Timiș și toți ceilalți membri ai organizației PNR Timiș desemnați în această structură de conducere. Întrebări dacă sunt. Dacă ne puteți explica
această strategie la nivelul Timiș, pentru că a fost în interior domnul Alinica, cel pe care l-ați și demis astăzi, din fruntea organizației, care susținea că este un rezultat al unui troc, al unui târg cu PSD, prin care se pune pe tavă, citez, și inclusiv organizația PNL Timiș. Și dacă ne puteți spune cât are domnul Simonis în momentul de față în sondaje și cât ar avea domnul Alinica în sondaje pe care l-ați zis. Cel mai mare păcat ar fi să personificăm sau să individualizăm situația de la Timiș, rezumându-ne doar la domnul Alin Nica. După cum vedeți, Alin Nica se situează pe o anumită poziție, restul organizației, alături de președintele Blag, primarul Rob, cei 43 de primari, se regăsesc în structura de conducere interimară a organizației PNL Timiș. În mod evident, că nu e ușor pentru nimeni să demiți un președinte de organizație. Dar acest lucru l-am făcut în interesul PNL, în interesul electoratului, în interesul celor care își asumă maximizarea scorurilor electorale a acestei alianțe, care își dorește stabilitate și continuitate și în județul Timiș, și, bineînțeles, pentru a avea o organizație solidă și stabilă. Orice fel de altă decizie ar fi generat situații pe care, cu siguranță, nu ni le dorim. În mod evident, n-am să fac o referire la scorurile celor doi candidați, dar reprezentantul PSD, în acest moment, este decis să fie candidatul comun. Și dacă nu vreați decis ca la Brașov și Bacău să mergeți separat la Consiliul Județean, de ce nu s-a luat această decizie și pentru Timiș? Este un motiv? Sunt mai multe argumente pentru care v-ați... Nu, există o diferență. Organizațiile Brașov și Bacău au avut puterea și înțelepciunea de a se înțelege. La Timișoara n-a fost posibil acest lucru. Și, din păcate, a fost vorba doar de voința unilaterală a domnului Alin, care, de altfel, a fost și eliberat din această funcție. Vedeți foarte bine, toată organizația PNL Timiș, cei 43 de primari, parlamentarii, domnul Blaga sunt, și primarul Robu sunt în... Acum o săptămână, 30 de primari însoțeau pe Alin Nica la partid, să vă convingă conducerea centrală că această strategie nu este una sănătoasă. La Consiliul Național am văzut rezultatul votului. 21 de delegații ai organizației PNL Timiș au votat alături de domnul Nica împotriva candidaturilor comune. Deci, iertați-mă, mergând pe fapte și pe rezultate, cumva nu se... Încă o dată vă spun că e păcat să personalizăm, să individualizăm situația rezumându-ne doar la domnul Nica. V-am demonstrat, de altfel, decizia de astăzi și confirm acest lucru, întreaga organizație se găsește în cealaltă zonă de decizie și opțiune politică. Mai mult decât atât, cu siguranță ne dorim și vom avea un scor mult îmbunătățit urmare acestei decizii. Domnule Stroie, de ce în final electoral PNL renunță la puține județene importante, la primării importante, în favoarea candidaților PSD, care uneori nu au șanse de reușită potrivit sondajelor, și aș vrea să ne confirmați dacă social nu, nu a existat această situație, nu a existat niciun fel de condiționare și, în mod evident, nici noi, nici socialdemocrații nu putem să facem acest lucru în cadrul coaliției. Au fost discuții, au fost negocieri, au fost analize și estimări a șanselor fiecărui candidat în parte. În niciun caz nu am cedat vreo candidatură presiunii socialdemocrate și acest lucru nu s-a întâmplat nici în sens invers, nici socialdemocrații nu renunță în favoarea liberalilor, ci este vorba de niște discuții care, în principal, se bazează, vă asigur, pe o putere de înțelegere a unor situații cât se poate de clară, de niște analize care fundamentează toate aceste decizii. Și, încă o dată vă spun, contează enorm de mult ce se întâmplă în plan național, mult mai mult decât anumite interese individuale ale unor oameni care sunt mai mult sau mai puțin, eu știu, mulțumiți de actualele decizii. Tot timpul când există desemnări de candidați, există situații în care sunt câțiva nemulțumiți. PNL susține pe Iulian Dumitrescu pentru un nou mandat la Consiliul Județean Prahova? Noi am luat act de propunere a organizației PNL Prahova. În mod evident, analizăm atât situația juridică a domnului Iulian Dumitrescu, cât și performanța administrativă a domnului Iulian Dumitrescu. Contează enorm de mult punctul de vedere și susținerea
tuturor primarilor și organizației PNL Prahova, însă în această ședință nu s-a discutat situația de la Prahova. O decizie în sensul desemnării sau nu a domnului Iulian Pitrescu ca și candidat pentru funcția de președinte va fi luată ulterior. Mihai Tudose este propunerea Partidului Social Democrat. Nu am să fac aprecieri în legătură cu candidații PSD, cum la fel și a făcut în mai important decât prezența unui nume pe această listă este construcția politică, și anume o listă comună PNL-PSD, asumată în mod transparent, care vrea să dea un semnal cât se poate de clar în raport cu interesele acestei țări la Bruxelles. Contează mai puțin acolo culoarea politică. În mod evident, această listă poartă interesul României și ne dorim să avem europarlamentari care cu siguranță să se bată pentru această țară acolo mai mult decât pentru partidele din care fac parte. Deci, dacă contează cine deschide lista, nu exclude să-l susțineți pe Tudose? Nu, n-am expus acest lucru. Nu am discutat situația asta, așa că punctual, un răspuns clar, nu vă pot oferi, dar v-am spus, susținem lista, nu ne simțim incomodați de prezența nimănui acolo. Asumăm și suntem împreună. Dacă permiteți, legal, candidații pe București. Vedem că domnul Crestoi în toate sondajele recente se plasează în continuare pe locul 3. Care este strategia pentru a-l aduce pe candidatul comun la primăria generală a capitalei? Pe locul 1 în sondaje mai sunt și 2 luni până începe campania electorală. Dacă e să ne raportăm la analizele sociologice, putem observa o creștere imediată a candidatului PNL-PSD în sondaje. Se poate observa că domnul Crestoiu a recuperat în ultimele zile mare parte din notorietatea atât de necesară pentru această candidatură. Noi suntem siguri că această construcție politică formată din PNL și PSD este un suport politic care cu siguranță dă forța necesară câștigării acestor alegeri. Ba mai mult decât atât, nu numai profilul public, nu numai construcția acestui om, nu numai experiența în funcția de manager, nu numai caracterul și, bineînțeles, probitatea morală a acestui om, vor conta enorm în aprecierea bucureștenilor în aceste alegeri. Timp este suficient, cu siguranță Cătălin Crestoiu va câștiga primăria municipiului București. Mi-am permis să fac aceste aprecieri, cu toate că știți foarte bine, în campanie electorală apar foarte multe sondaje. Unele, din păcate, au învădit caracter electoral și sunt organizate, ca să nu zic, plătite chiar de contracandidați. Așa că mă rezum la a face aceste apreceri și suntem siguri că domnul Cătălin Crestoiu va câștiga. Vă reamintesc că atunci când s-au comandat acele sondaje pentru PSD pentru a măsura prima garnitură de posibil candidați, a existat un grad ridicat de refuz, atât din partea de Social-Democrat și au fost o rată mare de refuz și din partea simpatizaților PSD-iști din București cu privire la susținerea unui candidat comun de asociere liberală. Care este rata de refuz măsurată în cazul domnului Crestoiu? Beneficiază domnia sa de un sprijin mult mai ridicat din partea electoratului celor două partide comparativ cu un candidat Cătălin Crestoiu, cu siguranță, are acest avantaj al potențialului electoral în raport cu cele două bazine de votați. De dreapta și de stânga. Poate că pe undeva faptul că este candidat independent în această conjunctură politică îl avantajează. În mod evident, Cătălin Crestoiu, din punctul nostru de vedere, poate capacita la maxim, în egală măsură, bazinele electorale ale PNL și PSD din București. Și speranțele sunt mari. Nu pot cuantifica, nu vă pot da cifre în momentul de față, dar un om cu asemenea carieră, un om cu un asemenea profil public, cu siguranță poate să recupereze rapid orice fel de handicap, probabil, sau lipsa notorietății politice. Pentru că este un tip independent. Există informații neoficiale legate de un posibil plan în cazul candidaturii domnului Cristian Popescu Biedone, că o parte din acești simpatizați PSD ar putea să susțină la votul din 9 iunie, prin votul lor, candidatura domnului Biedone, cu cunoștința
partenerilor voastre din PSD. Ce garanție aveți că Partidul Social Democrat va atrage în campanie tot atât de tare cum vor face liberalii pentru candidatura domnului Cristian? Suntem ferm convinși că, în egală măsură, ambele organizații, atât PSD cât și PNL, vor trage și vor acționa la maxim pentru a susține candidatura domnului Călstoiu. Nici pomenarea de vreun blat sau, nu știu, vreun sens așa ascuns al întrebării dumneavoastră. Veți vedea acest lucru, veți vedea primarii de sector, veți vedea toate organizațiile din București alături de Cătălin Călstoiu și rezultatul alegerilor va confirma. Și anume victoria domnului Cătălin Călstoiu. Atunci, vă mulțumesc.